Suntem la lacurile de la Măgura Zboiu, Mihai și cu mine, 8 aprilie sau 7 aprilie, în cât e azi, Mihai, că nu mai știu. Azi e 5 grade, cetățeni. 5 grade, o vreme de iarnă și scopul pentru care am venit aici este de a fotografia niște păsări, mai ales Mihai, că telefonul nu prea se pot face fotografii la păsări. Să vedem ce noroc avem. Și acum urmează niște scaune aruncate pe jos și niște peturi. Uite, un ciot de scaun sau de ce e, de masă. Cultura civică a compatrioților. A, uite mierea ursului, Mihai. Mierea ursului. Sub el, emis orbiculari. Am ciotul ăsta seamănă cu un porc spinos, cu râtul ăsta așa mare. Și băieții muncesc din zor pentru al nostru trist viitor. Vrum, 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 vrum. Salutare, cetățeni, cu Mihai Bobocea, prietenul meu vechi de munte și Comana. El e un fan înrăit al Parcului Natural Comana, acum suntem chiar într-una din rezervații. Și astăzi eu zic ca iarna, sunt plus 6 grade, dar e mai frig, pare mai frig. Îngheța mâinile, cetățeni, nu știu tu. Și la mine, da. 7 aprilie, parcă, nu? Da. 7 aprilie 2021. Și vrem să facem un periplu prin câteva rezervații astăzi. Profitând și de faptul că sunt un profitor. Profit de Mihai cu mașina lui. Mare profitor, da. Ia zi, cetățene, ce am găsit aici? Păi, două lebede amărâte. Două lebede, un erete, l-ai fotografia, nu? Da, o ciocănitoare de stejar, probabil. Da. Niște rațe căcăcioase. Așa, el e voie să zic rațe căcăcioase? E voie, da. YouTube-ul, dacă îmi șterge filmul, asta e, nu-i nimic. Trecem mai departe. Ne cenzurează rațele căcăcioase. Exact, de pe YouTube. Da. Și
Băi, să nu uităm să prezentăm tăierile din rezervație. A, uite, tocmai trecem pe lângă niște tăieri fabuloase. Uite, să întorci camera să se vadă. Da. Așa, ia întoarce acolo. Acum urmează? Dai, da, că da, vin da, acum, da. Ia. Bagă, să ne arătăm tăierile. O plăcere în rezervație. Deci asta e una din rezervațiile Parcului Natural Comana. Așa se face protecție și conservare în parcurile și ariile protejate din n-o România. Nu spunem care rezervație, dar e o una din ele. Da. Romsilva face protecție și conservare aici. Da. Noi suntem fraierii care iubim, suntem poeții care prezintă flora și fauna, dar... Și pe spatele cărora Romsilva își face PR și imagine. Pentru ca proștii care stau numai în fotoliu în fața televizorului să creadă că Romsilva face chestii bune și frumoase, numai că în spatele acelor postări frumoase și drăgălașe de pe Facebook, în care Romsilva arată, uite floriciuci, uite păsăriciuci, uite ciuperciuci, uite ce face Romsilva în parcuri. Pentru că de-aia se cheamă parc și arie protejată, ca să arate așa. Da. Na, super. Continuăm cu vizitarea Parcului Natural Comana. Acum am ajuns în delta Neajlovului, a doua ca biodiversitate din țara noastră, dar a treia ca mărime, ca suprafață, 1200 de hectare. Acum voi traversa un pod deasupra unui canal care curge din delta Neajlovului. De fapt, ăsta este chiar Neajlovul. Asta de aici a mai scăzut mult și o să ajungem și la zona de caiace. Vine și prietenii românski
camuflat ca un mafiot. Mihai. Rață ca femeie. Rață cu cap castaniu. Algele astea sunt ca unghețuși. Algele astea de pe jos sunt ca unghețuși. Este o zi foarte capricioasă. Zici că vine iarna. 7 aprilie 2021. Aici mi-aduceam caia cu vară cu Eugen, cu Victorul. Garantez că te duc, dar sunt tot în rezervația asta, dar sunt mai departe de unde suntem noi. Și aici văzusem și lăcrămioară, de asta am venit aici acum, înțeles? Dar văd că nu-i nimic. Și uite, aici era Lușca acum 2 ani, dar văd că nu-i nimic. Înapoi pe marcat, pe traseul marcat, hai.
Lușcă, Parcul Natural Comana.